Bine ați venit, bună seara. Mă bucur să te cunosc, Alexandra. Și la mulți ani, dragul meu, Ovidiu. La mulți ani, mă bucur să... Ne-am revăzut după multă vreme. Exact, după foarte multă vreme și tocmai astăzi de ziua ta. Senzațional și tocmai de ziua mea. Exact, da. Mulțumesc foarte mult. Hai să ne așezăm un pic, okay, să-mi povestiți... Da. Eu vreau să-ți mai vorbesc despre Iași, că am avut un revelion la Iași și a fost un moment senzațional. Îmi spune că n-am mai fost la Iași de trei ani. Da, de super, 3-4 ani. Arată foarte bine, foarte frumos și niște oameni senzaționali. Am auzit. Da, draga mea. Acum să clarificăm momentul ăsta. Așa, să clarificăm momentul ăsta. Așadar, Alexandra a împlinit 19 ani. La mulți ani, mulțumesc mult. Este olimpică la istorie română-latină. Este o domnișoară care are un talent extraordinar. Este compune, va avea și albumul ei personal. Deci face și ea muzică. Face muzică total, numai muzică. Da. Asta e important, că face muzică, chiar dacă... Tu ești acum la ASE, la... Da, eu sunt la Relații Economice Internaționale, nu are nicio legătură, dar... Chiar că nicio legătură. Da, de fapt nici nu contează acum, știi? Și eu am făcut litere și, uite, fac televiziune. Absolut, da. Și mi s-a spus, dom'le, da, tinerile talente tot timpul trebuie să promovăm. Păi uite că începem să promovăm și chiar e un alt gen de muzică care mie îmi face mare plăcere. A scris și textele în spaniolă. E un pic latino din ce am ascultat eu. E latino piesa, da. E o surpriză să-l ascultăm pe, mă rog, să-l auzim și pe Ovidiu. E featuring, exact. Sunt și eu acolo. Cântând dar latino. Am produs. De la rock-ul ăla cu care am crescut. Și asta facem, tocmai diversitatea, că fac și rock. Acum promovez și un album, mergem cu Manny Neumann, violonistul cu care am cântat împreună la Phoenix. Mergem într-un turneu prin țară, 18 orașe. Și diversitatea face. Am avut la Iași, am avut cu Fanfara, cu Balcano, cu Rona. Și tocmai asta cred că mă ține pe mine și îmi creează așa o stare de bine. Și pe undeva un echilibru între lumii. Că dacă faci tot timpul același lucru, tu ai diversitate aici. Eu văd tot timpul se întâmplă ceva nou și urmăresc România, emisiunile. Să știi că România are diversitate. Noi nu facem decât să aducem acasă ceea ce ne servește poporul. Știi cum e, cu marfa lor. Dar cum a început colaborarea voastră, Alexandra? Te rog. Povestesc eu acum, da. Colaborarea a început de Revelion, că și eu am cântat la Iași. Deci Iașul meu v-a adus împreună. Oraș fermecat, da. Exact. Am cântat acolo și... A fost și Radu Groza, cu care o să colaborez. Avem o echipă întreagă care lucrează la proiectul ăsta pentru... Vrem să facem și un videoclip la Cuba. În Havana, da. Și cu... Ce frumos. Da, astăzi, apropo de ziua ta, Ovidiu, ți-au făcut prietenii vreo surpriză sau urmează așa mai pe seară? Măi, m-a întrebat cineva, ai primit ceva? Băi, eu nu primesc cadou, nu primesc nimic pentru că nu... De ce? Nu, știu, nu spune, nu? Nu știi. Nu obișnuiesc și oricum nu sărbătoresc ziua mea, că am avut repetiție dimineață. Mâine plecăm spre Craiova în turul ăsta cu Manny Neumann. Și am zis, dom'le, o las că eu îmi sărbătoresc ziua mea cam tot timpul, în fiecare zi. Tu știi cum e, la vărsători e mai ciudat. Că trăim clipa și avem artiști, și avem răbdarea zilei de mâine. Să știi că este un lucru foarte important. Uh-huh. În momentul în care nu te simți neapărat bine astăzi, să ai răbdare să vină mâine și să vezi cum o să fie. Să nu te impacientezi. Spune-mi că eu ascult, am în telefon o mulțime de muzică care îmi place, dar nu lipsește niciodată și în general la nicio petrecere unde mă duc, insist tot timpul să se pună Phoenix. Tu știi că sufletul da, meu da, e acolo. Îți lipsește Phoenix? Sigur că da, Nicu și-a făcut o formulă foarte frumoasă. El, Phoenix-ul ăla, ăla, da. Eu acum sunt cu Yoji Couple în formula asta. Cântăm cu Manny Neumann și cu Uli Brandt, cu Farfarello, formație germană. Și noi la Pasărea Rock suntem deja Baniciu Couple Lipan. Vecinul meu mincea Baniciu. Da, vecinul tău, exact. O să se bucure acum că da. Voi vă vedeți, apropo, mă mai da, ne mai întâlnim da, acolo da, prin cartier. Da, Țânțăreanu, mai faceți niște pe la centrul ăla mic unde ne ce cumpărăm bucur, diverse. Ce mă bucur, Simona. Ca între vecini, stă la două case. Da. Apropo, ce face Bebelușul? Bebelușul merge, mă rog, se chinuie să meargă, sunt ruptă de spate, dar știi cum e. Alexander ce face? Alexander m-a sunat astăzi, are concert cu Pimpi Panda, o formație germană, ei sunt toți studiați, fac o muzică foarte bună, cântă, au diferite evenimente, de la jazz la jazz rock și o să vreau să doresc la un moment dat să fac cu el un eveniment
Fata în San și să cântăm. Și să vii aici la noi, program, că da, el a mai fost la promovăm, noi. Da. Abia aștept să văd momentul ăsta. Dar acum vreau să ascult piesa voastră. Acum cu Alexandra. Alexandra este un copil atât de dorește foarte mult și e foarte talentat. O să-și realizeze și albumul ei, în afară de piesa asta. Eu cred că e un lucru foarte bun să promovezi oameni care într-adevăr studiază, compun muzică, are pianul în casă, toată ziua e la pian și... Și faptul că un artist ca tine, cu experiența ta, este alături de o tânără foarte talentată, asta este minunat. Aia a fost întâlnirea zilei ei lui Alexandra, că a avut și ea ziua de naștere. Am înțeles, au spus colegii mei. Da, da, da.